Vânt bun, echipament profesionist, talent și adrenalină. Aceasta este rețeta perfectă pentru pasionații de sporturi extreme. Cei care iubesc libertatea și marea s-au bucurat din plin de vremea de afară. Iubitorii de kitesurfing au umplut plaja din nordul stațiunii Mamaia. E super vântul astăzi, e perfectă vremea pentru kiteboarding. Valurile au fost mari, așa că pasionații de kitesurfing nu au pierdut ocazia. Odată lansați pe apă, cu greu s-au mai întors la mal. Sezonul ăsta nu prea a fost bun. Am mers prin Turcia sau prin alte țări când vântul a fost slab, dar am prins câteva zile ca astăzi foarte frumoase, foarte distractive. Nick a venit tocmai din Birmingham, Anglia, pentru a încerca acest sport. Iubita lui este din Năvodari și de câte ori venea la mare îi vedea pe kitesurferi. Acum și-a luat inima în dinți și a încercat și el. Seeing the kites on the water and it's something I've always wanted to do. I was doing good today. I think I managed to get back to the same spot, which is good. But yeah, now I'm having a rest because my legs are tired. Experiența pe care o trăiești atunci când plutește deasupra mării spune că nu poate fi descrisă în cuvinte. The wind is good, very strong for a change. Yeah. And the water is nice. De pe margine, turiștii care se află zilele acestea la mare i-au admirat și chiar fotografiat pe kitesurferi. Ei îmi plac. E frumos, e un spectacol minunat. Spectacol foarte, foarte frumos, pe care nu l-am mai văzut până acum. Îi admir foarte mult, mai ales pentru curajul și tenacitatea lor. Kitesurfingul este unul dintre sporturile nautice cu un ritm de dezvoltare foarte rapid și cu o popularitate din ce în ce mai mare în România. Nu este periculos dacă sunt respectate indicațiile instructorilor și nu trebuie să ai abilități fizice. Tot ce trebuie să știi este să înnoți și să nu-ți fie frică de apă. Zborul singur este unul dintre cele mai plăcute sentimente. Deci nu există, nu se poate descrie. Da? De săriturile, salturile care pot fi de la câțiva metri până la 10 metri, 15 metri. Prețurile pentru un echipament complet de kitesurfing încep de la 1000 de euro. Zmeul costă minim 500 de euro. Plăcile încep de la 400, iar vestea de salvare 150 de euro. Pe lângă acești bani, cei care vor să urmeze și un curs vor mai scoate din buzunar câteva sute de euro, în funcție de școala aleasă.